De ziua independenței, rezienenii au participat la depuneri de flori și au primit mesaje de felicitare din partea autorităților publice locale. Astăzi cu toții marcăm un sentiment de mândrie. Este ziua în care sărbătorim independența Republicii Moldova. Această independență o avem deja de 23 de ani. Republica Moldova este o țară mică, însă noi suntem aceia care trebuie să-i facem un viitor mare. Cu prilejul zilei independenței vreau să vă aduc sincere felicitări, un cer senin deasupra capului, liniște sufletească, bucurie de la cei apropiați și pace Republicii Moldova. La mulți ani pentru Republica Moldova și pentru cetățenii acestei țări. Vreau să zic că acum 23 de ani deputații primului parlament au semnat declarație de independență. Știm toți că a fost un act curajos, nu erau niște circumstanțe deloc nu ușoare. Dar totuși ziua 27 august 91 rămâne, zicem așa, în trecut. Noi trebuie să trăim cu viitorul. Suntem într-un an de mare importanță. Anul acesta, Republica Moldova a semnat actul de asociere la Uniunea Europeană. Tot anul ăsta o să avem și alegerile electorale, parlamentare. De atâta vreau să zic, că ține de noi. Cum ne vom promova independența noastră, cum ne vom promova statul de drept, deoarece nu o să fim înțeleși, cred eu, de tânără generație, de tot cei care mizează pe un viitor democratic și poate numai că nu o să fim înțeleși, dar poate o să fim și acuzați. Doamne ferește, nu fim blestemați, fiindcă își văd un viitor numai în Uniunea Europeană, numai într-un stat de drept, într-un stat unde să fie apărate drepturile omului, să fie liber și prosper. Iată, ține din noi toți cum ne vom promova într-acest an, vom da, cred eu, dovadă de curaj și vom face tot ca să nu trădăm idealurile declarației semnate în 27 august 1991. Vă felicit încă o dată, vă doresc mult sănătate, fie că viitorul care vine să fie ani cu pace, deoarece avem vecinii care trec prin încercări grele. Vă doresc la toți prosperitate și la mulți ani Republica Moldova, Republica Independentă. Stimați orășeni, cu siguranță Republica Moldova este un stat tânăr, un stat care își are planurile și idealurile ei pe viitor. Astăzi sărbătorim o nouă, să zic, zi de naștere a ei, o zi în care toți cetățenii și-au pus gând bun pentru această țărișoară a noastră. Cu siguranță trebuie să ne iubim patria, trebuie să ne iubim neamul și cu siguranță trebuie să ne bucurăm de această zi în care am câștigat o libertate, să zic, largă de a gândi, de a judeca și de a privi în viitor cu un mult și un frumos așteptat nivel de viață. Eu vă felicit pe toți cu această sărbătoare și doresc ca Bunul Dumnezeu să ne păzească în pace, în sănătate și cu gânduri bune spre viitor. Thank you.
La 27 august 1991, Republica Moldova a devenit stat suveran și independent. Zina Ursalovski, Alexandru Cebotari, de la Rezina pentru Elita TV.